Atât timp cât la Chișinău, în conducerea de vârf a țării, vor fi unioniști, vor fi cei care desprețuiesc tot ceea ce a fost în trecutul, nu atât din departata Republicii Moldova, atât timp cât ei vor pleda deschis pentru lichidarea Republicii Moldova prin unirea cu România, atunci nicio șansă formatul 5 plus 2 nu va avea. Și nicio soluție politică nu va fi găsită. Unica soluție, în opinia noastră, este ca la guvernarea Republica Moldova să vină forțe pro-stataliste, pro-moldovenești, care în regim de urgență s-ar așeza la masa de negocieri și ar încerca să găsească o soluție politică a acestui conflict. În opinia noastră, unica soluție politică este acordarea unui statut special regiunii din stânga Nistrului, o autonomie mai largă decât o are acum Găgăuzia, și aceasta ar fi, de fapt, și noi, de facto, suntem un stat care are toate aspectele un stat federal. Nu trebuie să ne temem de acest lucru și aceasta va fi unica soluție politică de reglementare acestui conflict.